La Chișinău mă deranja tare piciorul drept. Am probleme foarte mari în de ridici, în șoc, în de dureri și mi-s las tot în picior jos la, la mușchi. La gambă, da? Da, da, foarte tare acolo mă doare. Ne amorțește că ne atăjește piciorul de tot. Până nu mă așez, nu mi se oprește. Mă stau vreo 5 minute, 10 și așa mă pornesc mă mai departe. Că altfel nu pot. Adică el vă blochează, spunește, da? Da, dar mi blochează piciorul și nu mă pot mișca de locul. Oare trebuie să mă opresc, oare trebuie să mă... ceva trebuie să fac să nu mă mai departe. Am mandat la medici, dar nici nu știu la ce medici să mă duc, dar m-am săturat, vă spun sincer. Atât am mandat și la vitachineză și la chiroterapia asta. Și am fost la o clinică privată încă cu bichinej, mă la deal de primărie Chișinăului. Și acolo am primit acupunctur și masaj. Și mai rău am făcut. Masaj la hernie ați făcut? Da, da. Și mai rău am făcut. Am, dar mă, acum am jumătate de an. Am avut o perioadă, asta mai ia în țărți, cu un an înainte. Și m-au lăsat o lecuță. Am mai primit pe aia injecții, pe un altă parcă m-au lăsat. Am fost la Corolencu numărul 2, în trecut. La Corolencu mi-a spus că numai decât 100% la operație. Nu, mă, n-am vrut că mă temem. Spun adică că... ați făcut examinarea? Unde da, ați făcut examinarea? Da, 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 la dânsul el m-a dus, dar și-am trecut și cu piori la dânsul în anul și ala și am refuzat. Că el a zis că gătiți banii și de la operația doilea zi. Și m-am gândit și n-am vrut să mă duc. După aceea am umblat iar pe la clinici, la private, la una altă, atât. Iar proceduri. Parcă mi-a părut că mai ghinișor, mai ghinișor, acum iar mi-a început iar dureri lângă mai tare, iar. Și v-am găsit așa pe internet, fata o găsit și mi-a arătat. Zicea că la domnul Vlad, la părâta. Zic, da, dacă nu mă duc și la domnul ăsta, mă și așa și cum așa. Dar mă duc să văd. Oare e și mai bine, oare mai rău, dar eu sper că și mai bine. Zic, eu asta la mine, parcă ceva sunt ca și bine. Că am văzut mult persoane care vin la dumneavoastră. Și ies foarte, foarte bucuroși. Dar ați văzut, a spus cineva cunoscut sau cine? Nu, 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 cunoscut nu. Chiar străini. Dar a spus de persoană din Telenești? Din Telenești o femeie am văzut-o, că a venit la dumneavoastră. Eu am văzut-o pe internet, mi-a arătat fata. Și am spus, cum chiar femeie și din Telenești poate să vină, dar eu zic, și nu poate să vină la dumneavoastră. Înțeles. Bine, de acum, atâta. În care picior se duce durerea mai tare? În dreptul. În dreptul. Numai în dreptul am dureri. Tot din șoc mi de durerile, de ieșea, se duce tot la mușchi, la picior. În urma examinărilor ați văzut că acolo este hernie, da? Da, da, da. Relaxăm acum capul găuric acolo și relaxați de tot, bine? Eu am să vă controlez, îmi spune dacă este durere. Da, eu pot să fiu foarte încordată că... La mine nu vin persoanele relaxate, ca să înțelegi, tot vin cu durere. Toți au o problemă. Iată cum a pasat, acolo mă doare. Bine, relaxăm pe tot, liber. Ce durere noi, da? Nu. Relaxăm liber. Aici este? Da. Da, unde? Iată aici localizare? Da. Da, aici e? Iată aici? Da. Aici? Oi. Aici tot este, da? Uh-huh. Relaxăm liber. Este, da? Da, da, da. Ok. Dați acum brațele sus. Să controlăm porțiunea de sus, mai întâi de toate. Liber. Relaxat, liber. Așa. De aici este durere sau nu? Da. Este. Aveți și amorțarul de braț? Da. Foarte tare. Amețeri, puteți să aveți dureri de cap, de senin. Aici? Sunt. Nu, în partea asta nu. În partea asta mai tare, da? Da. Am pierdut piciorul. În partea asta, mâna nici nu a fost ridicat pe o dată în sus. În partea dreaptă, da? Da. Așa, care relaxăm de tot și nu încordăm bine. Dăm drumul aer. Dăm drumul aer.
care sunt bombardate. Dăm drumul aer. Dăm drumul aer. Dăm drumul aer. Așa. Liber, liber, liber. Așa, culeacă. Așa. Când vreți, ia uitați, nu m-am eliberat și uitați cum se pornește. Adică nu se mai mușcășor, adică el se alimentează și așa cu sânge. Dați brațele sus acum. Și relaxați liber și îmi spune dacă este durere, bine? Nu. Nu ai nimic durere, da? Nu nimic. Iată ce face circulația de sânge. Formându-se un bloc, el nu permite circulația de sânge sus. Nu că nu permite de tot, dar pur și simplu circulația sângelui se încetinește, da? Și nu alimentează tot cu oxigen. Cantitatea cei de oxigen nu ajunge. Deci omul are un deficit de oxigen și încep problemele care amorțeau, durerile de cap, pierderea vederii parțială. Atât are efect. Așa. Liber, relaxăm, bun? Da, era durere acolo, da, urmă? Da, da. Mulți, da. Cred, poate amăjesc, știți nu, cum? Nu. Eu și durere avem, dar aici nu, nici nu vă pot. Relaxăm liber. Luăm aer adânc și expirăm. De tot, de tot, de tot, liber, liber. Așa, încă o leacă. Așa. Adem și expirăm. Așa. Ridicați burta sus, vă împingeți cu brațele. Nu, nu, vă împingeți cu brațele, cu mâinile vă împingeți și ridicați burta. Super, nu ți-am trebuiește, iată-și. Iată-și. Relaxăm de tot. Oh. Ui! Liber, liber.
te-ai îmburtat sus? Ai. Așa că nu lovesc. Este durere sau nu? Nu, acum nu așa. Nici într-o parte, nici în alta, da? Relaxăm de tot liber. Eu să înțeleg câteodată că pardișe în jos, tazul, cred, mi... Greu, da? Da, greu, nu mă putem, parcă mișca deloc, parcă mergem. O să facem corecția și o să vă dau niște exerciții speciale care să întărească zonele slăbite ca să păstreze verticalitatea coloanei, bine? Așa, relaxăm de tot liber. Partea asta era durere, da? Da, da. Relaxă, uitați. Eu nu mă doar nimic în gogo. Nu vă doare? Nu. Dar pe ce vă dure? Aici, da, avem, parcă avem un boț, vă spun sincer. Eu aici parcă avem așa o cheată, mă spune din zi. Nu spună lumea că v-am prins și v-am rugat să lumeam, știți? E lumea. E caz real, adică durerile, le-am dat porțiunea de sus să verificăm o dată. Mă le dați de sus, să văd porțiunea de sus. Relaxă, liber. Aici, dar nu mă doar nimic. Aici era durere, a dispărut. Aici era durere și a dispărut, așa? Da. Eu mâna în sus nu putem ridica așa, vă spun sincer. Cred că de ce mă ține de umăr, nu putem. Chiar e că când de dedo pun așa, ea. Asta nu putem ridica așa până în sus. Dar asta ce... nu putem ridica deloc. Zica, măi, eu ridic. Și o să mai faceți exercițiile acasă care să le spun eu. Și o să întăriți porțiunile problematice. Și treptat să absorbă și hernie cei care aveți dumneavoastră. Pentru că hernia apare tot în urmă la ceea că ați muncit și s-a comprimat discul și s-a fisurat. Ca urmare au format hernice. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dacă eu mai mult cu mâna dreaptă lucram, că am lucrat la stroică și vă spun așa cum este. Am înțeles. Relaxăm încă o dată să văd. Așa. Să înțeți cum s-o muie tot, s-o pornit ce face. Cât de ce s-o dat drumul. Așa, e bine, da.